Cancerul care ne distruge pe zi ce trece pe tot mai mulți dintre noi este incapacitatea de a mai avea relații semnificative și de a le susține. Trăim într-o lume în care vrem totul aici, acum, o lume în care totul se desfășoară pe repede înainte. Am ajuns o lume consumeristă chiar și în ceea ce privește relațiile. Nu mai avem răbdare să investim și să ne implicăm pentru că oricând putem înlocui ceea ce avem. Când se strică un obiect ne este mai ușor să-l aruncăm decât să-l reparăm, iar asta se reflectă și în relații. Este ideea promovată de un doctor care, într-un dialog de excepție alături de Mihai Morar, în podcastul fain și simplu explică ce trebuie să facem pentru a ne vindeca sufletele bolnave de singurătate și înstrăinare. Suntem ființe sociale, ne este imposibil să rămânem singuri, deși la tot pasul, mai ales în mas se promovează ideea că ne este mai bine singuri. Într-adevăr, nu este indicat să rămânem în relații ce nu ne mai aduc nicio plăcere și nu ne fac bine, însă în ziua de azi am ajuns să renunțăm prea repede la oameni și prea ușor ne vine să fim singuri decât împreună cu cineva. Probabil ne influențează și societatea din mediul online în care apar tot feluri de idealuri despre cum trebuie să fie o relație sau un partener, însă acestea sunt doar false așteptări care nu se aplică în viața reală și nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de el. Relatează click.ro.